Primul atac periculos al partidei le-a aparținut fotbaliștilor pregătiți de Mircea Coșocaru. O lovitură de colț pe care o va executa Florescu. 5 jucători ai Universității în careu. Minge în fața porții și este gol! Gol pentru Universitatea! Marchează Abrudan, minutul 2. Universitatea confirmă încă o dată că este expertă în faze fixe. O centrare foarte bună a lui Florescu. O minge prelungită cu capul. Cred că Marius Coman a fost cel care a prelungit pentru venirea lui Abrudan, iar acesta din 3-4 metri a trimis în poarta apărată de Lazar. Cordos a fost cel care a luptat înainte ca Abrudan să reia acea minge sub transversală, fără nicio șansă pentru golkiperul echipei din Giurgiu. 1-0 așadar din minutul 2 pentru Universitatea, gol Abrudan.